Bună dimineața, Andrei Bănuță este în studioul Virgin Radio România și tare ne bucurăm. A lăsat un mesaj pe Instagram-ul lui pentru toate doamnele și domnișoarele. Da, n-am apucat să-l postez și fetelor. Pentru că ne-a scris o penultimă fostă, ceva de genul. Ne-a întrebat unde este exact studioul. Are ceva de vorbit cu Andrei. Șoseaua acum... Pipera, 46, puteți... Da. Puteți să veniți aici. Uite-te cât de drăguț este, efectiv. I-a căzut fața, dar nu vrea să îl lase. Este, încă zâmbește. În primul rând stau și mă gândesc de unde știi tu sau de unde știe ea că e penultima, de unde a venit cu cifra asta cumva. Ai fi surprins, dragule. În ziua de azi femeile știu tot, crede-mă. Mamă. Poate nu vor să-ți arate că știu tot, dar știu. Ia, adică... Am mai auzit. Bună, vreau și eu să vin să-l cunosc pe Andrei Bănuță. Sunt singură. Te așteptăm. Șoseaua Pipera 46. Eu nu, dar te așteptăm. Da, acum haide, zine, serios, că știi că tu vii la noi, vii ca la tine acasă. Trebuie să ne spui care este statusul. Ești gata? Te-ai pus și tu la casa ta? Nu, sau... terminați-vă, mă, cu casa. Că, în primul rând, ca să mă pun la casa mea, trebuie să am o casă. Momentan stau în chirie, deci nu se pune. Okay. Urmează să-mi cumpăr o casă în viitorul apropiat, să dea Dumnezeu cântări multe. Da. Cu trupa mea, am o trupă ursuleții de aurii, nu mă las să le zic așa, că zic că să, nu le convine, serios. N-am înțeles de ce, dar am o trupă și lucrăm la show acum și o să avem foarte multe cântări și o să-mi iau o casă și o să mă pun la casa mea. Până și atunci... la casa ta stai așa, când te pui la casa ta ești singur, că eu când am fost la casa mea singur și trebuie să... Băi, când mă pun la casa mea te anunț atunci, momentan pot să zic că sunt într-un fel de casting. Oh! Atenție! Ce frumos! Foarte frumos, așa. E un fel de casting. Se cheamă... Încercări. Da. În ale descoperirii... Da. Am ieșit dintr-o combinație acum câteva luni, sincer să fiu. N-a fost neapărat fericită, dar eu am învățat chestii din ea. Acum vorbim serios. Wow. Parcă ne-ai spus data trecută. Asta că e cel mai important, mă. Da, bine, nu s-a anumit relația, așa mai mult am glumit. Dar ai învățat lucruri din treaba asta. Da, am învățat foarte multe lucruri. Poți să zici ce ai învățat, dar așa, ce trece prin minte? Nu. Am învățat să fiu mai bun, să... Ziua de-asta generală, măcar. N-am învățat să iert. Ok. Cred. Bun. Da. Să știi că ăștia sunt anii în care învățăm cele mai multe. Păi asta zic și eu cred că mai am ceva timp. Mai ai de făcut rodajul. Mai am de făcut rodajul și cum v-am zis, băi... Eu sunt, am 23 de ani, sunt tânăr. Până la urmă, să mă pun la casa mea și să mă apuce capul pe la 40 de ani ar fi păcat. Mai bine, văd acum tot ce-i de văzut, trăiesc tot ce-i de trăit. Știi cum e, la oamenii normali, ziua cântă, noaptea... Da. Dar tu, exact. Pentru că ești artistul, ziua, noaptea cânti. De, sau între două programe, știi cum e. Apropo de cântat, avem scurt așa acum celebrul joculeț Cântă Cuvântul. Cântă Cuvântul, Cântă Cuvântul. Te iubesc! Exact! Yes! Da, nu m-am putut obține. Așa, și este ediție specială de această zi importantă, 8 martie. Dă-i bice. Primul cuvânt, flori. Flori. Lile tale n-au nicio valoare. Mamă. Mi le aduci când te simți vinovat. Bun. De parcă torn cu florile în pat. Superb. Nicol Șerii și Luis Gabriel. Femeie. Ce femeie? Da, mi-ai luat întrebările din live-ul pe care urmează să-l cânt. Nu-mi pare rău, asta e, dar asta mi-a venit. Nu știu. Ce femeie are și zahăr și miere. Ce femeie îmi dă forță și putere. Ce femeie are și zahăr și miere. Ce femeie. Yes! Pentru toată lumea prezentă. Iubire. Doamne, sunt atât de multe. Da. Stai că asta, acum e greu. Iubire, iubire, iubirea mea din film. Nu, mi-e bine. Nu, nu aia, mi-e bine. Iubire. Tu faci tot ce vrei din mine. Nu am somn când noaptea vine. Și nu mă lași deloc să adorm. Andrei Bănuță. S-a stricat Andrei Bănuță. Ar trebui să fac un din ăsta, știi cum avea John Legend. Avea la un moment dat când a făcut tot asta și după fiecare piesă se auzea John Legend. Așa ar trebui să ai și tu un buton cu Andrei Bănuță. Dar știi că m-am gândit și eu, nu vreau și să-mi bag numele într-o melodie. Toată lumea zice hai Bogdane, lasă-le și lor ceva. Toată lumea își pune numele în melodii. Mateo în toate melodiile la începutul melodii zice Mateo. Eu n-am unde să Andrei Bănuță. Prost. Nu merge. Da, mă, poți.
Unde? Poți, dar e mai greu pentru noi ăștia care nu cântăm. Tu nu, poți cu oricine să faci. Îi zici, bă, tu în piesa ta bagi numele meu, eu bag numele în piesa ta. Fă un deal din ăsta. Cu ce artist ai face asta? Toate domnișoarele au un Andrei pe dreapta. Am pus asta cumva, dar trebuie să mă mai gândesc totuși. Și ăsta e adevărul. Zic că am dreptate. Faci probleme acasă, te rog. Termină cu asta, că nu e adevărat. Nu e mare minciună, a zis Bănuță. Aproape toate. Da. Bun. Da, putem să facem într-o zi o ediție specială de breakfast în care vedem cum putem să integrăm numele tău în piese. Da, că mie îmi plac diminețile. Bun. Cu noi. Cu voi, da. Da, ok. Da, poți, fata mea a auzit că și-a căsuță. Cine? Andrei Bănuță. Da. Hai, okay. Iubire, avem primăvară. Primăvara sau primăvara? Primăvara începe cu tine. Prima ploaie de vară nu ține. Prima dragoste nu se uită niciodată. Super! Wow! Și ultimul, dacă tot o dăm pe engleză, woman. Din nou, urmează colajul pe care zic că... Urmează, nu imediat acum. Dăm publicitate, ne întoarcem și revenim cu el pentru că facem teasing. Urmează ceva tare, trebuie să ascultați. De abia aștept și eu să auziți. Până atunci vă cânt, uite, asta e din colaj. A mai fost o piesă din colaj, dar asta e una dintre ele. You loving how I move you, loving how I touch you, my arms, the lingers when we're done. You believe God is a woman. Andrei Bănuță!